lumea nu știe că eu vin aici la tine la emisiune, te văd pe tine, văd pe colegii da. tăi. Așa, dar poate cel mai bun prieten al tău este producătorul. Okay. Pe care lumea nu-l vede. Dar Dan Badea, din planul secundar astăzi este o celebritate. Da, la... mă bucur în suflet pentru el. El este ceva minunat. El Mergi a... la show lui? Da. De a, merg când am timp. În primii ani nu puteam să merg că în toate glumele. Pentru că noi am trăit toate glumele. Dar te uimește glumelea. evoluția lui nu, în nu, un fel? Nu, nu, nu. nu. Starul, deci mi greu să spun Dan Badea, că nu-i spune a, starul da, tot, deci, pe păi la am grup, star, ce faci starule? Am constatat. noi am, de zile am fost la concerte, în vacanțe petreceam timp împreună 100% în această formulă. Nico, Nicoleta Drăgan, da. Florin, Staru și cu mine. Noi cum stăteam? În Florin și cu mine stăteam în aceeași cameră, Staru stătea cu Nico. Deci noi eram, dormeam împreună, eram sudați. Uite așa, uite, de exemplu, am ajuns la Miami în vacanță, ne-am închiriat mașină, uh, mașină de capotabilă, că noi eram niște copii bogați care se plimbau în Miami, știi? Și noi nu ne-am dat seama că nu avem loc de geamantaie. Nu e geamantaie, dar de, de America, știi? Eu conduceam, rolul meu în viața trupei să fiu șofer. Am Pilotul. băgat, da, am, băgat okay. am, băgat, două geamantare de la cu chiu cu vai în portbagaj, unul în portbagaj de fapt, încă două pe scaunul din față, unul pe scaunul pe jos și ăștia trei toți în spate, Nico cu Staru și cu Florin. Doar că Staru avea și un geamantan deasupra lui și nu vedea nimic. Și noi plecând prima oară în viața noastră de la aeroportul mamei către Miami Beach, unde evident că am stat, wow, wow, uite ce știu, mamă, dar uite aia și starul de sub bagaj. Pe nu l-a ajutat nici înălțimea Mirându-se mirindu-se cel la mâna a doua Așa știi din poveștile. Deci sunt infinite momente în asta, Pentru că literalmente pentru noi viața a fost o bucurie O vacanță